În noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Să-l liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Astăzi, la Starea de Spirit, am încercat să aflăm ce părere au oamenii despre faptul că președintele ales al României, Klaus Iohannis, cere reducerea numărului de parlamentari și mai multă transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice, schimbări despre care el speră că vor face țara noastră mai atractivă pentru investitori. Iohannis a declarat că vrea să schimbe modul în care se face politică în România, asta însemnând mai puțin spectacol și mai multe soluții pentru țară. Klaus Iohannis vrea reducerea numărului de parlamentari și mai multă transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice. Ce părere? Ce să facă Dumnezeu? Ce-a făcut Thailand pe acest lucru? Așa credeți? Nu se schimbă nimic? Ce să schimbe? Vedeți că din ce în ce mai... Din 90 la Revoluție... Păi și mai avem vreo șansă să... Ce mai e șansă? Tineretul? Mai bun. Tineretul nu se mai ajungă la pensie niciunul. Cel puțin nu e apucat de pe regimul respectiv, dar dumneavoastră vă chinuiți pe zâmbela. Păi și ce se întâmplă cu România în acest caz? Ce se întâmplă? A luat-o pe un pas greșit am luat. Pe un drum greșit. Și ce ar trebui făcut în acest caz? Ca să rezolvăm măcar ceva? Nu știu. Tineretul ar trebui să ia inițiativa, dar tineretul nostru nu este învățat la muncă. Iau la alte preocupări. Vorba mulți fără muncă. La țară s-a distrus tot. Da, agricultura. Agricultura e la pământ. Înainte de 90, toate pământul era muncit, acum te mâncă șerbăia pe câmp. Vin străinii, ne ia pământul și noi suntem sluși la ei în țară, la noi. Aici, la agricultură, ar trebui că de aici produce, noi țineam 80 de milioane de suflete, țineam România, toată Europa acum. A ajuns alții care găsesc la noi în țară. Klaus Iohannis vrea reducerea numărului de parlamentari și mai multă transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice. Ce părere aveți? Klaus Iohannis vrea, cum să vă zic eu, plecarea unor parlamentari în partidul dânsului și să preia puterea, ceea ce cred că nu va fi posibil. Dar despre aceste măsuri, totuși, reducerea numărului de parlamentari? Reducerea numărului de parlamentari nu se poate lua de dânsul. Dar ar fi o măsură bună, în general? Nu cred că ar fi bună. De ce? Pentru că fiecare partid și fiecare coaliție urmărește interesele personale. Și noi cetățenii? Noi cetățenii stăm și așteptăm. Ce așteptăm? Așteptăm lucruri mai bune care nu se întâmplă. Klaus Iohannis vrea reducerea numărului de parlamentari și mai multă transparență în ceea ce privește finanțarea partidelor politice. Ce părere aveți? E bine așa. De ce ar fi bine? Fiindcă consumă mulți bani ai țării și nu fac nimic bun. Poate că cu dumnealui de acum încolo se schimbă multe. Sperați să se schimbe sigur, ceva? Sigur, da. 100%. Acesta consideră că cu astfel de măsuri ar atrage investitori în România. Se poate și asta, se poate da, și asta. Da. Avem nevoie de toți investitori. Toți fug din cauza taxelor din România. Și a corupției. Birurilor care s-au pus în țara asta de oță ăștia de la PSD.